Bună seara și multă pace, dragilor! Seara aceasta o să fie una cu totul și cu totul specială. Ca să vă spun sincer, cum vă spun de obicei, nici noi n-am crezut că o să fie așa, dar știți, când noi facem greșeli și inima este sinceră, Dumnezeu scoate din greșelile noastre ceva super frumos. Dacă voi credeți că am pregătit seara aceasta să fie chiar în formatul acesta, nu. Dar mi s-au dat un pic lucrurile peste cap, asta este cu telefoanele, cu comunicarea, cu tehnica. În fine, suntem aici, o să fie o seară super faină. Vă mulțumim că ne-ați primit în casele voastre și știți, noi vrem să intrăm și în inima, în mintea voastră și Dumnezeu să ne folosească pentru a vă încuraja sau știu ce vrea să folosească El. Dincolo de mulțumirea că ne primiți, dați-mi voie să îi las pe invitații din seara aceasta să se prezinte. Numele meu este Halit Petronela, am 19 ani și sunt studentă. Nemăritată. Asta e foarte important, și că băieții care se uită să știu o treabă. Mă numesc Nicolcea Giuliano, am 18 ani și momentan încă sunt elev la liceu. Bun, când vă prezentați vom folosi camera de acolo ca să ne vadă așa față în față. Cum stai cu însurătoare, ca să știm treaba? Încă nu sunt însurat. Încă nu ești însurat. Cam trist, dar ok. Da. Sunt Valentin Hrihorciuc, sunt din Suceava, sunt căsătorit, 4 copii, slujesc ca prezbiter în Biserica Providența din Suceava. Și o să aflați mai multe despre fratele. Numele meu este Miriam Avram, am 18 ani și sunt eleva. Și ne. Sunt as single as I can be. Oh, și ești și fericită. Foarte. Dar te-ai bucura dacă Dumnezeu va lucra... La momentul potrivit. A, așa, așa spunem toți. Numele meu este Șorodov Bianca, am 18 ani și sunt încă eleva la liceu. Încă eleva la liceu. Ai vrut să termin mai repede sau de ce? Încă ești la liceu, scuze-mă, da, eu sunt obosit. Nelu Prodan, sunt căsătorit, am 4 copii, cel mai mare 18, cel mai mic 6 ani. Slujesc pe Dumnezeu în Suceava, în Biserica Betel și sigur mă bucur în seara aceasta să fiu împreună cu voi toți. Feciorul ăla de 18 ani, de ce l-ați menționat? În caz că... E cel mai mare. Da, și dacă vreo fată se uită, spune la ascult pe fratele că poate... Îl vende pe băiat. Așa, așa, bun. Deci eu, Viorel, ca întotdeauna. Numele meu este Ursachi Andrei, sunt student la facultate din Suceava și momentan încă nu a venit timpul să mă căsătoresc, dar toate la vremea lor. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Da, am înțeles. Mă numesc Uricea Lisa, am 18 ani și sunt încă elevă și tot singură și fericită. Singură și fericită. Noi suntem căsătoriți și fericiți, îi dăm slavă lui Dumnezeu și copiii noștri sunt mai mari ca ai voștri și tot fericiți suntem. Deci este bine. Seara aceasta vom schimba puțin formatul, ca și cum ar exista un format la emisiunile acestea. O să discutăm cu tinerii ce vor ei, mai și ce vrem noi. Dar în seara aceasta, pentru că avem doi oameni care au tinerii în inimă, îi au și în casă, îi au și în inimă, îi au și la locul de muncă, o să profităm de ocazia aceasta și o să îi lăsăm și pe tineri să pună întrebări. Deocamdată aș vrea foarte rapid să-mi spuneți și care începe, care cum vrea, ce v-a determinat pe voi să începeți o relație personală cu Dumnezeu. Încep tu? Încep eu, sigur. Ceea ce m-a determinat pe mine să încep o relație personală cu Dumnezeu a fost faptul că am simțit în inima mea, m-am simțit foarte, foarte singură. Fiind departe de casă, deoarece am făcut liceul în altă localitate și lipsindu-mi părinții, frații și tot grupul meu de suport, din prieteni, pastori și așa mai departe, nu reușeam să fac lucrurile singură oricât aș fi încercat și eram în mine dorința să am pe cineva care să știu că mi-este alături și a fost Dumnezeu. Și ai găsit din Iisus Hristos cel mai bun prieten. Da. Deci tu, dacă te întreabă cineva dacă ai prieteni, care e adevărul? Purul adevăr este, da, am prieteni. Oh, cel mai mare prieten. Giuliano? Relația mea personală cu Dumnezeu a început atunci când poate mă așteptam mai puțin. Când mi se părea că poate toată lumea își vede de treaba ei, cum aș putea să zic așa mai... Și îți vezi și tu de treaba ta, ca să fii cu lor. Părea poate că toți se depărtează cât de cât de mine și nu înțelegeam poate de ce. Atunci l-am cunoscut pe Dumnezeu și mi-am dat seama că El a fost mereu lângă mine și încă este locul pentru care mulțumesc Domnul. Super! Nu scăpați! M-am întors la Domnul la vârsta de 17 ani.
m-am născut într-o familie de oameni credincioși, părinții mei au fost credincioși. Părinții s-au întors la Domnul în mișcarea Oastea Domnului, și dar la scurt timp au găsit o biserică creștină după Evanghelie, pentru că mișcarea aceasta a fost asimilată de către Biserica Ortodoxă. De mic am fost dus la adunare, dar în inima mea simțeam că nu sunt autentic, nu e o relație autentică cu Dumnezeu. Faptul că părinții mei mă duceau la biserică, faptul că eram la tineret și cântam împreună cu alți tineri în biserică... Și erai copil bun. Eram, bineînțeles, destul de ascultător, boacăne, pot să zic, dar... Le spunem noi toate în direct, da. Dar a fost un moment de cercetare la vârsta de 17 ani, când consider că Duhul lui Dumnezeu m-a atins, m-a conștientizat de pericolul în care mă găsesc, că practic nu am o relație personală cu Dumnezeu, și a fost o seară decisivă, când am înțeles că nu se poate o viață dublă. Asta e fățărnicie, ori-ori. Și a fost o seară în care în biserică, ascultarea cuvântului, în urma unui mesaj, m-am hotărât, m-am gândit la acest lucru mai dinainte, dar în seara aceea a fost momentul hotărător, când am înțeles că nu pot să scald lucrurile. Nu se poate cu un picior în biserică și cu celălalt în lume, la discotecă și la împlăcerile tinerilor de pe vremea respectivă. Deși mulți încearcă chestia asta. Deși mulți, dar nu iese de mână. Eu l-am cunoscut pe Dumnezeu la vârsta de 12 ani. În mare parte, cred că îi datorez dorința mea de a-L găsi pe Dumnezeu mamei mele, pentru că, deși am fost crescută într-o familie creștină, la fel, am fost dusă la biserică, părinții mei creștini, autentici, mama mereu îmi spunea, când ai de gând să-L cunoști pe Dumnezeu personal? Și la un moment dat am început să apară întrebări în mintea mea, dar ce înseamnă cu adevărat să-L cunosc pe Dumnezeu? Păi, fată bună, ești la biserică, merg, eram în cor. Te gândeai ce problemă are mama? Exact, nu mă înțelegeam care e problema la mine. Și eram într-o zi la o slujbă de Crăciun și fratele care era în față spunea de mărețul dar pe care l-am primit din partea lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Și atunci mi se părea că vorbește cu așa un patos și nu înțelegeam, deși eram conștientă de jertfa lui Iisus Hristos și ce înseamnă El pentru creștini, nu înțelegeam exact de unde vine dragostea aia. Și am venit acasă și sincer am venit înaintea lui Dumnezeu și am spus, Doamne, eu sunt foarte conștientă că nu am o relație cu Tine și nu Te cunosc personal. Vreau ca Tu să mi te descoperi și ai la dispoziție un an să-mi arăți cine ești. Ia uite, Doamne, s-a născut una să-i dea deadline lui Dumnezeu. Super, frumos! Mi-am propus ca în următorul an să pot spune, da, îl cunosc pe Dumnezeu. Și nu pot să zic că nașterea din nou a fost pentru mine un moment imediat. A fost un proces, o perioadă de timp, dar L-am cunoscut pe Dumnezeu la nivel personal, L-am făcut pe Dumnezeu Dumnezeul meu și așa am început să cresc în relația mea cu El. Și ai priceput ce tot zicea mama, da, și așa, și, da. Da, vă auzeam de foarte multe ori rugându-se pentru mine să mă ajute Dumnezeu să-L cunosc. Și auzind tot de atâtea ori, am zis că trebuie să aflu care e problema. Cred că chestia asta cu patosul, că tu vezi că vorbești cu patos, s-a rămas de la predicatorul ăla cu patos. Tot timpul a fost pasionat. Super. Păi, în viața mea, relația cu Dumnezeu, în relația cu Dumnezeu, cred că Dumnezeu a făcut primul pas spre mine. Oh, și la noi, fii liniștit, nu mi-am dat seama. Pentru că eu vin dintr-o familie ortodoxă și în urma multor circunstanțe din viața mea, Dumnezeu mi s-a relevat într-un mod deosebit și astăzi pot să spun că îl cunosc pe El cu adevărat. Și... Super! Părinții au fost împotrivă? Da, părinții mei au fost împotrivă, dar înainte de mine a fost sora mea care a ales să meargă. A deschis drumul un pic? Da. Și totuși părinții mei au fost împotrivitori. Însă, slavă Domnului că El a lucrat, că s-au deschis. Spune-mi, te rog, când vezi copii de pocăiți, care cresc în familii de pocăiți cu tot ce trebuie și încă tot stau și se uită pe pereți dacă să-L cunoască pe Dumnezeu sau nu, și părinții cred că le-ar cumpăra și mașină numai să fac un... Nu-ți pui niște întrebări, ce-i cu oamenii ăștia? Sincer, prima dată simt o durere așa în mine foarte mare pentru copiii ăștia care
nu vor să facă pasul spre Dumnezeu. Și... eu înțeleg că tu nu spui multe în seara asta. Înțeleg că tu nu spui multe și poate că asta se întreabă un copil din afară. Măi, oameni buni, aveți atâtea privilegii. Și de ce nu? Și de ce nu? Și alții chiar plătesc un preț să-L cunoască pe Hristos. Și îi plătesc prețul și noi nu. Da, sunt foarte frumoase mărturiile ce le aud și mare lucru să vezi tineri care se întorc la Dumnezeu. Că cei mai frumoși ani trebuie dat lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte și îmi permiteți, frate, vreau să spun. Acum așa, dacă nu vă permit, oricum vă luați permisiune, deci doamne, tot e liber. La un moment dat, un frate se întoarce de la evanghelizare și a fost întrebat așa, măi, frate, cum a fost azi la evanghelizare? Așa și așa, dar de ce așa și așa? Păi s-a întors la Dumnezeu doi oameni și jumătate. Poftim? Cum doi oameni și jumătate? Cel mai probabil, doi adulți și un copil. Așa a fost gândirea. Și bineînțeles că fratele a zis, nu, ați greșit. Exact invers s-a întâmplat. Doi copii și un adult? Doi copii și un adult. Pentru că adultul deja cea mai mare parte a vieții lui a irosit-o în lucruri nepotrivite, lucrurile lumii, dar acești copii care și-au dat cu totul inima lui Dumnezeu înainte toată viața, asta e cel mai mare lucru. Așa că multe aprecieri din partea mea pentru voi toți care deja ați spus câteva cuvinte despre voi. Eu personal m-am născut într-o familie mare, 14 frați, 7 băieți, 7 fete, o familie foarte frumoasă. Două echipe întregi, da. Da. Prima dată și cu cel mai mare impact l-am văzut pe Dumnezeul adevărat în părinții mei, tata și mama, niște oameni ai lui Dumnezeu care au luat viața creștină în serios și niște oameni ai Scripturii și apoi în al doilea rând, crescând, aș putea spune din pruncie, ca și Timoteu odinioară, l-am cunoscut pe Dumnezeu, Sfintele Scripturi. Și în al doilea rând, l-am văzut pe Dumnezeu în Scriptură. Am primit tot de la părinți o pasiune mare pentru Scriptură și încă de copil o citeam foarte, foarte mult și Vechiul și Noul Testament și în câțiva ani am reușit să-L descoper pe Dumnezeu exact așa cum este El redat în Scriptură și sigur inima mi s-a legat de acest Dumnezeu, am înțeles exact ce înseamnă pocăința, am înțeles ce înseamnă credința adevărată și faptul că sunt mai multe credințe, am înțeles că am o voință prin care trebuie să decid cu privire la viața mea și sigur, vorbind de minte, vorbind de sentimente, toate astea contribuie atunci când Dumnezeu lucrează la inima omului. Am înțeles și, am decis. Am înțeles și am decis. Regret? Niciodată. Slăviți să fie niciodată. Ar trebui să zic și eu? Ar fi frumos. Hai să zic varianta scurtă. Crescut în familie de credincioși autentici, oameni chiar cu inima dăruită lui Dumnezeu, că de multe ori am încercat să văd dacă umblă cu șmecherii, cu figuri sau așa, că nu începeam la asta un pic mai bine ca ei. Și când eram în biserică, nu-mi plăcea în biserică, nu-mi plăcea rugăciunea, că ne punea pe genunchi, era frate, se rugau, deci stătea aproape o oră pe genunchi, știi, cum se roagă frate, rog, dar e grav. Comentam în biserică, bă, ăsta nu o zic chiar bine, dacă o dată ajung eu acolo să vezi ce le zic el. Deci când eram în biserică, în afară de rugăciune, încă îmi plăcea în biserică cu comentariile, dar nu eram 100% în biserică. Când eram în afară, eram cu ei la niște chestii, dar nu poți fi chiar cu ei, că știi, le ai pe celelalte. Și la un moment dat Dumnezeu a folosit un profesor, eram în clasa 8-a, era neam cu mine, dar mă bajocorea de câte ori prindea ocazia și a zis, băi, Verele, tu ai ajuns la o vârstă în care tu nu știi că tu crezi în niște prostie și așa ceva. El nu știa că Dumnezeu îl folosește. Eu m-am gândit, băi, adevărul este că nici eu nu știu ce cred, ori cred, ori nu cred. Asta m-a determinat pe mine să mă duc. M-a rugat și până atunci. Atunci am făcut o rugăciune pe care n-am uitat-o. M-am plecat pe genunchi, probabil, ca de obicei, și am spus, Doamne, să ne înțelegem. Nu cred că există. Nici nu cred că auzi ce spun eu acum.
Dar dacă undeva prin universul acesta ești și tu, m-aș bucura să te cunosc. Amin. Asta a fost discuția mea cu Dumnezeu. Ei, după asta, da, totuși având o leacă de minte, am zis, bun, mă, dacă Dumnezeu există, aș putea comunica cu El. Și am zis, de acum mă voi ruga sincer pentru orice lucru. Așa, pe direct, cum ai zis și tu, nu, da, de asta mi-a procurat tine, că ai spus, Doamne, pe mine mă lămurește anul ăsta, încă e de-a mult, da? Așa, și am zis, mă voi ruga lui Dumnezeu foarte clar, așa, concret, și apoi am zis, dacă aș putea să-mi demonstrez că Biblia este o carte adevărată, atunci înseamnă că e adevărat și spune în dreptul lui Dumnezeu. Am început să mă rog pentru mărunțișuri sau pentru lucruri mari. Am început să studiez Biblia, am citit cărți care vorbeau pro-Scriptură, am citit cărți împotriva Scripturii. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu mi-a ascultat toate rugăciunile cum am vrut eu, dar mi-a dat seama că Dumnezeu ascultă rugăciunile. La început ziceam, a fost ziua ta norocoasă. Apoi am zis, Viorele, dar de ce s-a întâmplat exact acum și cum ai zis tu? Și până la urmă am zis, băi, are rost să te minți așa de unul singur, când Dumnezeu îți răspunde și este atât de evident, ce să zici, că ești norocos, că nu știu ce. Studiind Biblia, sigur că din nou, rugăciunile părinților, toate celelalte, dar am luat decizia pentru Dumnezeu. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că în momentul în care am luat decizia, am luat decizia 100% pentru El. Deci eu am fost pe varianta totul sau nimic. Mai târziu mi-am dat seama că 98% nu-i totul, dar e mai mult decât nimic. Dar, ca să vă spun așa, era un alt sistem. Vorbim de vârsta în clasa 8-a, da? În mintea mea eram conștient, nu știu dacă s-ar fi întâmplat asta, dar în mintea mea eram conștient că dacă aleg ceva împotriva lui Dumnezeu, poate va trebui să încruiesc un drum singur în viață. Mi-am asumat toate acestea, copil fiind. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că l-am descoperit. Mi-a luat un pic până m-am botezat și o să spun asta, poate folosește cuiva. Am avut o teamă în suflet că poate nu mă voi putea ține de calea lui Dumnezeu așa cum trebuie și am avut un respect deosebit pentru oamenii din biserică care erau creștini, nu perfecți, dar autentici. Și am zis, păi dacă eu vreodată frac bogafă, îi fac pe ăștia de rușine și nu merită. N-a fost biserică cu păstor, n-am avut unde să punem întrebări. Până într-o zi când Dumnezeu m-a lămurit cu un gând de genul Viorele. Dumnezeu când te ridică din mocirlă, nu te duce un kilometru să te arunce în altă groapă. Dacă Dumnezeu te ridică de aici, va fi mila Lui. Am mărturisit-o și mărturisesc că eu n-am fost credincios întotdeauna. Dumnezeu, întotdeauna. Și nu m-a lăsat niciodată. Deci vă încurajez pe unii, dacă aveți cumva teamă, că încă nu, așa, bazați-vă pe mâna lui Dumnezeu. Nu mi-a ieșit varianta scurtă, zi-o drum. Da. Creșterea mea spirituală sau nașterea din nou a fost una progresivă, în sensul că mă implicam la școală duminicală, studiu biblic cu tinerii în biserică. Dădeai spațiu pe acolo, da, normal. Nu, participând la programele de tineri. Și cumva eram invidios pe tinerii sau de frații care aduceau experiențele personale cu Dumnezeu și mă gândeam, da, dar aceleași experiențe pot să le am și eu, pot să-L cunosc personal pe Dumnezeu sau să am așa încredere în Dumnezeu. Eram fascinat de ideea asta de a avea experiențe cu Dumnezeu. Și aici vreau să pun accentul că cumva am fost un căutător și căutam să am experiențe cu Dumnezeu, căutam ca să îl cunosc mai mult pe Dumnezeu prin cuvântul Său și asta se dovedește a fi cuvântul o putere transformatoare. La școală când am fost, peste tot unde mergeam, se vedea cumva și ceilalți îmi spuneau că s-a văzut o schimbare acolo în viața mea, când am înțeles că trebuie să mă apropii mai mult de Dumnezeu și trebuie să am acea creștere spirituală. Cumva când îl împlici pe Dumnezeu în viața ta și când îl, nu știu cum să zic, când crești în Hristos și Hristos te umple, celelalte lucruri nu știu dacă mai au loc în viața ta. Firea pământească începe să scadă și toate îndeletnicierile tale, tot ceea ce faci, comportările tale, îl vor reprezenta pe Hristos, fiindcă ești plin de Hristos. Dar de ce n-ai zis că moare de tot, nu că începe să moare. Scadă? Moare, bine. Da, s-a așa cu scăzut, știu că tot o răstignim și tot mai face figuri. Îi dai microfonul la fată? Așa, pentru mine nașterea din nou a început din clasa 9. Când am intrat la liceu, am intrat la un liceu la care se intre destul de greu, cu medii foarte mari
Și, adică ai fost fată de ștată, să zicem așa, da. Slavă Domnului! Amin, slavă Domnului, dar nu să știe băieții despre ce vorbim. Mi-am dat meritele mie. Adică muncesc, învăț, da, nu joc fotbal, da. Tot meritul meu și eram cumva stăpână pe viața mea, spuneam că tot ce mi se întâmplă pe viața mea, mi se datorează mie, că eu fac asta, fac asta, fac asta, fac asta. Maică te-a credea că ea e stăpână, dar da, tu știai că tu ești stăpână, da. Și ușor, ușor, când am intrat la liceu, lucrurile au început să scape de sub control, să nu mai fie lucrurile chiar așa cum mă așteptam. Și a fost o perioadă foarte grea în viața mea. Și atunci mi-am dat seama că nu totul ține de mine, adică mai nimic nu ține de mine, eu sunt nimic fără Dumnezeu. Și atunci a fost momentul în care am realizat că eu chiar nu pot să fac nimic fără Dumnezeu și doar El e stăpân peste viața mea și așa m-a hotărât să-L urmez pe Dumnezeu. Eu știu că Mântuitorul spune ucenicilor, despărțiți de mine, nu puteți face nimic, dar eu mai comentez câteodată, că așa sunt eu, zic, prostii putem face și fără El, da? Lucruri bune nu putem. Acum nici prostii nu putem face fără El dacă El nu le ține în viață. Bun, super fain, mulțumim frumos. Știi cum, că timpul zboară repede, ce-ar fi să trecem la ce v-am promis în direct, aveți voie să puneți întrebări. Acum puteți spune întrebări pe tema căsătoriei, pe tema relațiilor, pe teme... Pe orice temă. Pe orice temă, da. Noi știm să spunem nu știu la orice. Da, da, bun. Cine sparge gheața? Așa, o întrebare care te frământă, Giuliana, și te-ai gândit să o pui cuiva. Uite, asta e momentul. E greu, trebuie să alegem din câte... Bun, alegi cum vrei tu. Până atunci, vrei să înceapă o fată înaintea ta până te da, gândești? Da, 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 care e? Te gândești? Da. Voi tot vă gândiți dacă să o ziceți sau să nu ziceți, așa, nu? Pot să zic eu. Yeah. Nu știu dacă personal, pentru asta e o chestie a mea personală. De multe ori mă întreb de ce ca și tineri creștini ne este foarte greu să găsim un grup de tineri de care să simțim că creștem împreună alături de Dumnezeu. În sensul că sunt atât de mulți tineri în biserică, mai ales dacă faci parte dintr-o biserică mare, sunt atât de mulți tineri și ajungi la un moment dat în relația ta cu Dumnezeu în care începi să cauți mai mult. Ai trecut de stadiul ăla de începător, deja începi să-ți dorești minuni, semne, lucrări cu Dumnezeu și foarte greu ai impresia că îți găsești un partener, un tânăr, o tânără, un prieten cu care să te grupezi și să știi, da, uite, când ne adunăm la seara de tineret, așa mai departe, știm că ne putem aștepta la lucruri mari din partea lui Dumnezeu. Și de multe ori când discut cu tineri, pentru că mie îmi place foarte mult să vorbesc cu oamenii despre Dumnezeu și chiar cred că asta e un lucru care e o poruncă a lui Dumnezeu pentru mine. Și atunci mă întreb, de ce și atunci când vorbești cu tinerii care ai spune că într-un fel sau altul cunosc pe Dumnezeu și au o relație cu Dumnezeu, se limitează la atât de puțin. Pizza, da, motociclete... Să o spunem metaforic, da. Se limitează la o relație destul de average cu Dumnezeu și... Superficială. Așa, superficială, mulțumesc. O relație destul de superficială și pe când sunt... Am impresia că găsim foarte greu tinerii care vor să meargă mai mult cu Dumnezeu și care vor cu adevărat să vadă cât de mare și puternic e Dumnezeu. Și, spre exemplu, mă preocupă mult lucrarea de vindecare personală atunci când vine vorba de relația mea cu Dumnezeu și fizic și spiritual și așa mai departe. Și sunt foarte puțini tineri pe care îi găsești cu care să discuți lucruri de genul. Ne-ai blocat. Pentru că noi trei nu avem voie să vorbim, că o să zicem, nu știu, orice zicem, îi acuzăm pe tineri. Nu. Și atunci eu le-aș da microfonul la tineri, o sfata vă întreabă de ce găsește așa de... Grupul acesta e ceva... nu, în sensul că îi cunosc, sunt, ei sunt minoritatea. Nu, dar acum să-ți răspundă cumva la întrebare, eu, ca să fac un pic mai grav, o să văd dacă am înțeles bine, tu pe alte chestii găsești foarte mulți tineri. Sigur. Dar când e vorba de o aprofundare în cunoașterea lui Dumnezeu și toate, aici găsești mai puțin. Uh-huh. Și întrebarea mea, de ce avem 300 de tineri în biserică, la pizza, la fotbal, la toate celelalte? Exact, și când vine vorba de o chestie care... E greu să găsim 3 sau 5. Da. No. Eu am aceeași întrebare ca și Miriam și eu sunt de acord cu ea și mie mi se pare la fel aceeași propunere. Păi prima dată v-ați găsit două, Suntem un exemplu foarte bun, suntem din biserici diferite și ne-am găsit
Nu ne-am găsit în cercul nostru de tineri în care suntem, deci din nou suntem din grupuri diferite. Răspunde-le. De ce se întâmplă asta? Păi zic, pentru că nu m-ați cunoscut pe mine. Gândindu-mă așa pe loc, cred că răspunsul ar fi faptul că, deși poate suntem creștini, rămânem la nivelul acela de superficialitate care este doar cerut. Anume botez, botezul în apă, botez cu Duhul Sfânt, adică chiar și părinții poate ne cer câteodată să facem lucrurile cerute. Asta e tot. Să nu mergem mai departe. Nu vreau să zică păstorii. Conformare. Exact. Conformare. După ce, dacă te-ai conformat, de ce să mergi mai departe? De ce să te dai tu mare? De ce tu trebuie să mergi să participi la... A, poți fi și acuzat de cineva? Da, oh, de ce nu stai? Sfinte, de ce nu ești tratat așa? Sunt sfinte, De ce nu ești ca lumea? De ce, uite fata aia cum e, uite ce face, tu de ce trebuie să fii mai... Se întreabă și băieții dacă nu ești deplasat un pic, Doamne ferește, zi, frate. Dar prin faptul că spuneți că este mai greu de găsit persoane, eu știu, mature spiritual, cu care să ai o părtășie nu la suprafață, superficială, ci una profundă, matură. Asta presupune, asta îmi vorbește, asta îmi spune că totuși persoanele astea sunt de găsit. Dar sunt de găsit mai greu. Da. Și atunci eu zic că merită efortul, de făcut efortul acesta de explorare, să identifici, să găsești astfel de persoane care gândesc matur, care te pot ajuta în călătoria aceasta spirituală. Bun, acum noi predicatorii oricum ne scoatem, știi, că eu imediat o să spun faptul că Dumnezeu ți-a pus asta în minte înseamnă că pe tine vrea să-i ajut pe alții, deci ne scoatem noi cu chestiile astea. Eu mi-asum și mi-asum chestia asta, tu ai zis de părinți. Eu vreau să spun că vina poate fi și a noastră, a păstorilor, pentru că ne mulțumim cu ceva. Și poate în mesajele noastre, în discuțiile noastre, e important să faci ABC-ul și nu presăm un pic. Să spunem, Doamne, există stări mai înalte cu Dumnezeu. Una din ele extraordinare este slujirea. Foarte mulți în bisericile noastre, din fericire, au găsit bucuria salvării. Foarte mulți în bisericile noastre, din nefericire, nu cunosc bucuria slujirii. Toți cunoaștem bucuria primirii, foarte puțin cunoaștem bucuria de a dărui. Mulțumim pentru întrebare. Vrei să adaug ceva? Pregătiți următoarea întrebare. Puțin m-am simțit așa când tot ați spus că nu prea sunt tineri, ceva ce spune Ilie, am rămas cam eu singur și caută și ăștia să-mi ia viața. Deci nu și spune, am 4.000 de bărbați. Și atunci Dumnezeu spune, mai am încă 7.000 de bărbați. Deci, Ilie, atenție, nu ești singur. Ideea este că nu sunt mulți. Concluzia asta o putem trage așa când privim în toată paleta de biserici. Da? Vorbind aici de biserici baptiste și de biserici pentecostale și de biserici creștine după Evanghelie, vorbim mai cu seamă de cele evanghelice. Și cred că n-ar trebui să privim superficial problema asta. Pentru că tinerii noștri, de fapt, sunt un rezultat, frate Viorel, frate Vali, a unor ani de slujire. Și, sigur, în cea mai mare parte, cam ar trebui să ne asumăm noi și ca părinți. Păi au zis părinți, eu am zis păstori, zici tu prezbiteri și am rezolvat. Prezbiteri și nu numai. Și pocăiți, da, să-i băgăm pe toți. Și alții din biserică care au fost în generațiile anterioare și n-au arătat ceea ce trebuiau să arate. Și aș mai ridica aici o problemă foarte importantă, tot ca asumare. Mult prea puțin am încurajat și nu de mult am avut tot așa o emisiune pe tema aceasta, acea lucrare de mentorare, de ucenicizare. Când eu, de exemplu, la vârsta mea, 40 și ceva de ani, îl iau pe un altul, un gen Timotei, ca Apostolul Pavel Odinioară,
și stau lângă el și stau cu el. Bine, asta cere timp, frate, ne. Cere timp, nu e ușor. Suntem generații instant. Asta e problema. Fii ucenicul meu. Asta e problema. 3 ani și jumătate. Exact, dacă ne-am întoarce la Scriptura, am vedea că Domnul Iisus exact asta a făcut. Deși ne uităm la cei 12, nu erau de un material foarte, foarte grozav. Dar și-a luat 12 oameni, vai de capul lor, am spune, nu premianța școală, cu rezultate foarte bune la examene, ci oameni așa, de mâna a doua, am spune noi, 3 ani și jumătate, a stat cu ei zi de zi și s-a investit pe sine în ei. Întrebare, după ce te investești ani de zile în niște tineri, în niște ucenici, nu e normal să aștepți să vezi rezultatele? Da, unii vin, alteori te vin de Iuda, amăgit, asta este. Da, dar sigur, aici putem trage o concluzie. Chiar dacă te investești, pot fi și eșecuri. Da, Dumnezeu a fost Iuda. Dar de partea cealaltă, ceilalți 11, sau prin ceilalți 11, Dumnezeu a făcut mari lucrări. Bun, noi ne asumăm. Deci, ca părinți ne asumăm, sunteți ai noștri, noi v-am crescut, nu ne-am atins scopul suficient, ne asumăm ca păstori, vă asumați ca prezbiter, ca să, sigur, da, așa, bun. Încercăm să ne pocăim, nu știu dacă o să ne și iasă, dar acum tot să ne scoate. Voi sunteți la o vârstă când nu mai depindeți așa de mult de noi. Da, uite, îți dau un sfat practic și o să-mi spui dacă funcționează. Dacă te duci să cauți oameni din ăștia, s-ar putea să cauți mulți, să nu-i găsești, unii sunt prin pește, hrăniți de ubadie, știi că s-o ascund și ei, că e pandemia, acum așteaptă să treacă pandemia. Ce-ar fi să încerci o altă variantă? Găsești așa vreo 2-3 fete și spui fetelor, eu aș vrea să cresc în relația cu Dumnezeu, cu tare, cu tare. Ați vrea să mă ajutați? Și cred că o să găsești câteva ca să te salveze din starea și ca să te ajute pe tine, o să vină cu Scriptura, tu o să le mai pui întrebări și s-ar putea să... Întrebarea următoare. Avem o întrebare. Da, super, gata. Ați adus în discuție vorba despre slujire. Dacă am fi singur om în lumea asta și n-am avea cui sluji, cum ne vom raporta noi la relația cu Dumnezeu? Adică dar noi slujim pe Dumnezeu prima dată. Da, dar există un risc și... Îmi place să activez în grupele de misiune și mă implic în foarte multe proiecte misionare. Sunt mulți tineri care doar de dragul slujirii, doar că faptul că sunt implicați, trebuie să citească, să studieze personal, fiindcă trebuie să fie pus la îndemn, trebuie să ține o predică, un discurs, dar vreau să... Din alte zone, tot din Bucovina. Da, înțeleg, dar nu spun da? Și cum ar fi relația noastră cu Dumnezeu dacă nu ar implica slujirea? Adică va fi seva noastră, experiența noastră, va fi personale cu Dumnezeu sau doar prin prisma slujirii? Nu există creștin care să nu slujească. Noi îl slujim pe Dumnezeu. Noi ne închinăm lui Dumnezeu. Când îi slujim pe alții, îl slujim tot pe Dumnezeu. Ei sunt ogorul, dar stăpânul este același. Deci dacă aș fi doar eu și Dumnezeu, ar fi doar relația între mine și Dumnezeu, dar deocamdată nu se lasă să mă duci pe terenul ăsta, că încă suntem. Prin harul Domnului suntem și aici să vă mai zic un lucru, că eu sfătos și bătrânul, când discutați cu alții vis-a-vis de evangelizare și vor să vă tragă tot pe terenuri unde le convine lor, că ce-or face ăia dinainte de care nu au zis, păi Ioane, aici suntem în Bucovina, nu suntem noi cu canibalii ăia, ăia mila Domnului cu ei, e problema lui Dumnezeu, ai Scriptura, am, bunică, dar e pocăită, dar ce vorbim de aia, să vorbim de sufletul tău, că așa fiecare te trage unde vrea el, numai să nu... Și nu vă lăsați trași de ei unde vor. Deci, nici eu nu mă las tras. Ai în jurul tău și frați, și surori, și tineri, și bătrâni să-i slujești, da? Când rămâi tu singur, mă chem pe mine să spun ce să faci. Următoarea întrebare. Am eu o întrebare. De ce... Adică, așa am impresia eu, că limităm slujirea doar la cântat, recitat și... Te-aș pupa, dar n-am voie. Deci pare că slujirea e mult mai mult de atât. Adică, spre exemplu, eu, da, ca fată nu predic, nici nu mă bag pe recitat. Ți-ar plăcea? Cântat. Predic? Nu. Nu știu. Poate îți dă domnul bărbat un predicator, tu îi faci predicile și el, înțelegi, mai vorbim de pe chestia asta, din culițe, da. Și... De exemplu, nu cred că Dumnezeu mă... Dar de ce nu reciți sau cânti? Nu mi se pare că am chemare pentru lucrul ăsta. Dar te duci să afișești tu să te vadă băieții, știi? Eu am o chestie, eu sunt rău, deci eu chiar sunt rău, știi? Era o vreme în care m-am săturat
de o poezie. Nu trecea bine, venea o fată la program. Am căutat iubirea, capiu, iubirea nicăieri, iubirea nicăieri. Pentru că iar a fost abandonată de un băiat cu tare. Până la urmă, Iisuse, iubirea ai fost tu. Dar, auzi, unele n-aveau nici darul de a recita. Eu cred, cel puțin în biserica în care am slujit, dar cred că și în alte biserici, decât să-i chinui cu o cântare sau cu o poezie, ar fi mai bine să ieși în față, spui, frate, am și eu un punct pentru slava Domnului și binele meu. Frașii surori, m-aș mărita, rugați-vă pentru mine, dacă știți un băiat bun, dați-i numărul meu de telefon, Domnul să-l binecuvinteze. Eu cred că oamenii ar striga aleluia să vină. Așa, decât să-i umori cu nu știu ce. Deci, nu asta, nu asta. Și vrei să faci ceva pentru Domnul. Sunt chemat în domeniul ăsta, dar toată lumea insistă pe cântat, recitat și predicat. Pe ce pe tine? Lumea te conduce? Păi nu lumea, zic, mediul evanghelic și... Da, eu cred că, într-adevăr, există anumite tipare și noi avem tendința să reducem slujirea la câteva domenii, cum spui, recitat poezii. Dacă nu faci chestia asta, n-ai slujit. Exact, care e nișa, în ce lucrare să mă implic și eu, că lucrările sunt limitate. Eu cred că un om sincer, deschis, cu inima deschisă înaintea lui Dumnezeu, va găsi lucrări și Dumnezeu îi va pune poveri pe inimă sau va pune o dorință pe inimă și va deschide ochii și va arăta, eu știu, oameni care sunt descurajați și au nevoie de un cuvânt de încurajare, nu știu, persoane în vârstă care suferă de singurătate și au nevoie de cineva care pur și simplu să stea împreună cu dumnealor. Sunt atâtea. Activez în domeniul misiunii. Sunt un mobilizator pentru misiune. Păi în domeniul acesta al misiunii sunt o varietate de slujiri. Te poți implica prin a dărui finanțe, prin a merge și a vizita pe cineva pe câmpul de misiune, prin, nu știu, a corecta anumite articole, scrisori de informare, nu știu, a scrie un răbaș de încurajare, un mesaj de încurajare cuiva care este acolo în izolare, într-un trib, într-o zonă izolată. Sunt nenumărate posibilități. Am și eu o idee. Eu cred că Duhul Sfânt te va călăuzi. Un om sincer nu se va rezuma, nu își va rezuma slujirea și în cele din urmă viața lui de închinare, pentru că slujire este egal închinare. Ne închinăm prin viața noastră, prin faptele și acțiunile noastre. Dar sunt convins că Duhul Sfânt te va lumina și îți va deschide o cale, o direcție. Acum am două lumini. Prima, eu știu că tu nu întrebi pentru tine, ai întrebat pentru noi, că tu știi ce se face. Uite ce lumină am eu. Voi, fetelor, așa, pe cinstite, știți băieți prin biserici care habar n-au cum să se comporte cu fetele pocăite? Am înțeles, da, am înțeles. Uite, vorbiți cu conducerea bisericii, spuneți, frate, Domnul ne-a pus o slujire pe inimă. Anunțați că marți suntem aici trei fete pocăite care vrem să le explicăm băieților un pic ce înseamnă să fii fată, cum gândești o fată. Păi dacă ești născut numai în casă cu băieți și numai tățâți bădărani sau știi, el, păi, ce te iubesc, Domnul să-l binecuvintează, el așa face cu fată, o nenorocește, știi, da, da. Și poate să deschide. Eu sunt unul care am crescut doar cu băieți. Pentru mine, fetele au fost o altă categorie, o altă lume, o altă... Și așa sunteți voi, o altă, dar e bine că v-a creat Dumnezeu așa. Eu mă gândesc că ar fi câțiva băieți care... Și să spui, păi, uite o fată așa, așa, nu pentru că avem fițe, că avem și fițe. Așa ne-a creat Dumnezeu, așa. Și ce ar trebui? Să nu faceți chestii din astea, că din chestiile astea noi putem interpreta chestia asta și ne puteți răni sufletește și o să fiți vinovați înaintea lui Dumnezeu că dacă fratele mai slab face pe cineva să păcătuiască, mai bine aruncă-te. Îi dar ce pare cu piatră de moară? Uite, ar fi o slujire. Păi dacă mama nu explică la băiat, tata nu explică la băiat, păstorul n-are voie și presbiterul, cum să spunem noi chestia? Se pune rău. Și așa, da, dar nu, și așa, frate, de asta ne spui de la ambon, de la ambon, trebuie cu fiul risipitor și cu alea, cu... Uite, o slujire a fetelor, învățați-i pe băieți cum să se. Sunt foarte multe slujiri fetelor și eu nu cred că fetele sunt mai limitate în slujire decât băieții. Nu. No. Deci, din contră, gama este la fel de vastă și pentru fete și pentru băieți. Să ai inimă de slujitor. Da, mi-aduc aminte, iarăși, spuneam mai devreme de mama mea. Mama mea a fost o mare slujitoare. Acum 2 ani și ceva, tatăl nostru a plecat la Domnul și când ne-am întors de la înmormântare, era o zi ploioasă, noroi mult pe afară și
toți papucii noștri erau înnoroiați acolo la ușă. Și imaginați-vă că suntem 14 plus toți nepoții noștri, vreo 70 la număr. Și mama venind cu cea mai mare suferință în suflet, probabil cât noi toți ceilalți o aveam împreună, ea o avea singură, ne-am mai zăbovit puțin pe drum, ne-am mai întâlnit cu unii cu alții și am stat de vorbă, când am ajuns acasă, am lăsat papucii la ușă și peste ceva timp venim și vedem toți papucii curați. Am rămas șocați. Zis, dar cine a curățat papucii de noroi? Și ea n-a avut să spună. Și unul din frați a zis, păi mama s-a apucat și a curățat papucii la noi toți de noroi. Ce slujire mai vrei mai mult de atât? Dar sigur, e josnică chestiunea asta, am zice noi, dintr-un alt punct de vedere. Dar ce răsplată poate să aibă o astfel de persoană? Și sigur, multe putem spune. Poate n-aș fi spus asta niciodată în viață. Mi s-a întâmplat de câteva ori. Când am fost în vizită, am dormit la o familie, nu mi-a trecut prin cap chiar atunci când am venit și nu vorbim de noroaie, nu știu ce. Dar, oricum, dacă porți o dată pantofii, dimineața când m-am trezit, bă, ăștia-s pantofii mei. Dacă aș fi știut că cineva vrea să-i facă, dormeam cu ei. Deci nu, adică exact. Pot să-i fac eu, cum să-mi facă mie cineva papuci? Adică chiar nu vreau să-mi facă papuci, da? Și după asta m-am gândit, cred că cineva în casa asta a considerat că asta e o slujire pe care poate să o facă. Și în loc să mă dau mare că nu trebuia cu tare, cred că am avut înțelepciunea să vă spun mulțumesc foarte frumos. Domnul să vă răspătească. Întreabă domnul Pedorca, ce ai? Un ac și o ață. Pune-le în slujba Domnului. Cred că fiecare generație a avut oportunități unice de slujire. Îmi aduc aminte, eram mic și mama mereu îmi pregătea o sacoșă, spunea, te duci la fratele Ioan, care era orb, îi duci laptele ăsta, îi duci pâinea aceasta scoasă din cuptor. Mă gândeam la perioada de pandemie. Frații în vârstă, eu nu știu exact procentul de biserici care au trecut pe online și au avut biserici Zoom în perioada de pandemie, nu știu, 20-25% din biserici evanghelice. Dar am fost puși și noi, ca biserică locală, în fața situației acesteia. Personal, nu stăpâneam Zoom-ul și nu stăpânesc tehnologia atât de bine. Dar în biserică ne-am orientat spre câțiva care sunt aidiști. Am zis, n-ai vrea să ne ajuți cu partea tehnică? Bineînțeles. Și toată partea tehnică a fost asigurată. Ce ai? Pune în slujba Domnului. Și nu se poate să nu fi primit ceva. Fiecare dintre voi a primit, nu știu, o logică. Generația de astăzi clipește modul în care puneți întrebările, modul în care raționați, puneți și căutați soluții la problemele pe care vi le ridicați. Pune logica ta în slujba Domnului. Puneți darurile cu care te-a înzestrat Dumnezeu, cu care te-a binecuvântat, pentru că ați mărturisit că v-ați întors la Domnul. Ați avut parte de o naștere din nou. Dumnezeu v-a binecuvântat cu anumite daruri speciale. Daruri duhovnicești. Ce aveți de făcut? Doar să le puneți în slujba Domnului? Da, și să vă găsiți nișa de slujire. Bun, aici sunt două, ca să fim onești, că suntem așa, reprezentăm cel puțin două categorii. Pe de o parte ar fi datoria noastră a celor care conducem biserica să ne gândim cum creiem spațiu de slujire pentru toți. Sigur. Ei, cum, ce ar trebui să facă păstorul, comitetul, prezbitere sau așa? Să spună, domnule, avem 7 aitiști în biserică. Aitiștii ăștia trebuie să-l slujească pe Domnul. Cum îl poți sluji mai bine pe Domnul? Făcând ceva în domeniul lor, adică dacă acolo nu ești tare, poate ar trebui conducerea bisericii să spună, de seară ne întâlnim cu toți aitiștii. Băieți, când vă puteți spune în program? Peste două săptămâni. Peste două săptămâni aveți camera de sus de la biserică sau în fine, nu intru în detalii, pizza o plătește biserica, voi aveți două ore în care discutați voi între voi cum voi aitiști îl puteți sluji pe Dumnezeu, la final ne spuneți. Cu ce vă putem ajuta noi? Avem 20 de fete în biserică, da? Fetelor, dacă numai voi ați fi,
Evanghelia trebuie purtată, voi trebuie să slujiți. Ia gândiți voi, asta trebuie să fie din partea noastră. Pe de altă parte, din nou, nu sunteți la vârsta în care să depindeți de noi. Dacă Dumnezeu îți dă o idee, și asta e frumusețea întrupului Hristos, că nu trebuie să vină toate de la noi. Îți spune Dumnezeu pe inimă ceva, du-te și împărtășește. Și acum vin cu o întrebare, așa, sper să-mi răspundeți cum e. Ați avea curajul să mergeți la conducerea bisericii și să propuneți ceva? Da. Nu ai avea probleme cu oameni, eu de cred, da? Adică, și nu, domnule, ei sunt frații noștri, sunt oameni, frații. Da, asta este o relație normală. Și să vă mai spun un lucru, unde ne puteți prinde mai ușor pe noi, că noi suntem și așa mai precauți, noi care le știm pe toate și mai ales unii știm că nu o să reușiți. Deci noi în biserică avem un grup din ăștia care știu că nu o să iasă. La ei asta suntem. Ca să nu ne dați foarte mari asigurări. Deci dacă vii la mine și spui, frate Iuga, dacă noi fetele facem chestia asta, anul următor botezăm 45, m-ați pierdut. Spui, frate Iuga, nu știm ce o să iasă, încercăm. Și ce o să iasă, cu ajutorul lui Dumnezeu, vedem, s-ar putea să ne surprindă Dumnezeu și să fie ceva wow, la care s-ar putea să fie mai mărunt, dar trebuie să încercăm, pentru că, bun, întrebarea următoare. Chiar legat de ce spuneați acum, de a încerca, cum putem trece peste ideea asta care nu ne s-a impus, dar e în fiecare tânăr cel puțin care am vorbit, că dacă încerci să faci o slujire sau ceva, trebuie numai decât să-ți iese perfect. Adică dacă greșești și mai ales ești la început, ți se pare că nu, n-ai făcut bine, nu e de tine tot să... Că, cum am putut să slujesc eu și știu că am mai vorbit cu frate poate un pic mai matur decât noi și știu că cel puțin niciunul când a început slujirea nu a fost chiar bun. Toți am început slab, dar cel puțin și mie, să fiu sincer, dar la mulți tineri mi se pare că dacă greșești nu e bine, nu e ceva... Eu să dau varianta scurtă și frații dau varianta lungă, puteți zice și voi. Există, din punctul meu de vedere, doar două categorii de oameni. Oameni care greșesc și oameni greșiți. Greșiți sunt aia care nu fac nimic și nu încearcă nimic. Cei care încearcă, greșesc. Eu aș spune că sunt oameni care greșesc, tot două categorii, și oameni care nu o recunosc. Ideea este că orice început este slab. N-ai cum să începi să faci o slujire și să fii top. Cel mai tare din parcare, nu există chestiunea asta. Sunt parcare goală. Și în Scriptură găsim, așa ar trebui să se întâmple, deși nu se întâmplă așa, nimeni nu ar trebui să disprețuiască ziua începuturilor slabe. Și chiar dacă nu o faci perfect, chiar dacă îți dai seama că faci greșeli, continuă să slujești. Pentru că în felul acesta vei putea progresa, te vei putea perfecționa. Sigur, înțelept este atunci când te implici într-o slujire, într-o lucrare și cineva te bate pe umăr. Giuliano. Aș vrea să-ți spun ceva. Iarăși aici sunt două categorii care acceptă, mulțumesc frumos, e de ajutor observația ce mi-a făcut-o. Dar sunt aceia, așa ca niște catâri, cum scrie în Scriptură, dar mai lăsați-mă în pace. Iar că de astăzi începând nu o să mă mai vedeți pe mine în slujirea respectivă, nu este ok lucrul ăsta. Chiar dacă primești anumite șuturi și un frate spune așa, domnule, când primești un șut, mă deranjează și nu-mi convine, dar când îl primesc și pe al doilea, intru deja pe turbo. Înțelegi? Dacă deci nu te lăsați să fii pregătit, nu o să fii pregătit niciodată. Dumnezeu ne cere să fim credincioși în lucrurile mici. Și Dumnezeu ne dă har. Ce spuneți? Noi, cei care suntem mai în vârstă așa printre voi, am făcut greșeli? Bun, dar ne-am fost tari în generația noastră. Am făcut suficiente greșeli, dar cineva a riscat cu noi. Eu am fost implicat în slujire la vârsta de 17 ani. La 17 ani m-am întors la Domnul și într-o biserică de țară, la scurt timp, fratele care cărmuia programul mi-a zis, frate Valentin, ai vrea să citești un psalm la timpul de închinare? Zic eu. Și am acceptat în cele din urmă și am luat Scriptura și mi s-a negrit în fața ochilor. N-am mai văzut. Nu știu cum am
terminat de citit acel psalm. După o bucată de vreme, fratele, același frate mi-a zis, dar nu vrea să spui și câteva cuvinte, așa un îndemn, pe lângă pasajul citit, pe lângă psalm. Mi-a zis tot din alea negre. M-am mai obișnuit. M-am mai obișnuit și mi-a fost mai ușor. Dar la un moment dat, și am îndrăznit să alcătuiesc o mini-predică. La scurt timp, un frate din biserică îi spune fratelui care conducea programul, i-a zis, știi ce, nu mai pune, că moare la voi. Tu nu vezi ce trac are și ce emoții are. Nu e de el. Și fratele Ioan mi-a zis, Valentin, uite ce a zis cu tare, frate. Dar tu să nu te descurajezi. Eu te îngrop. Dumnezeu ți-a dat un dar. Pune-l în slujba lui Dumnezeu. Nu te încuraja. El a riscat cu mine. El a stat lângă mine, a știut să mă încurajeze. Astăzi poate n-aș fi fost slujitor dacă acest frate n-ar fi venit pe lângă mine și cu dragoste și cu răbdare, nu m-ar fi încurajat și nu mi-ar fi dat elan să merg înainte. Fii credincios în lucrurile încredințate ție, Dumnezeu îți va da har, Dumnezeu îți va descoperi și uita, ca și o săgeată care are un vârf, noi avem daruri în care slipim sau daruri primordiale, în care sau vizibile, da. Vizibile. Dar sunt și daruri secundare. Descoperă-ți darurile principale din viața lor. Pune-le în negoț, pune-le în slujba Domnului. Dezvoltă-ți darurile cum? Slujindu-L pe Dumnezeu, punând acele daruri în acest angrenaj al slujirii. Și Dumnezeu îți va da har. La modul practic, știi ce n-am știut noi să facem și acum vă recomandăm vouă. Nu știu de ce am fost și așa de secretoși și de izolați. Haideți să te întreb un lucru. Nu o să mai vorbesc de citit sau informații, deși am putea, vrei să faci ceva. Fii sigur că nu ești primul în lume care a încercat. Acum Google, știi, adică poți vorbi cu fratele Ion. Băi, frate Ion, mă tare, cum ai făcut? Dar mai e o chestie. Dacă tot vorbim de tine și asta, și zic, băi, stă ne bate păstorul ăsta la cap să vorbim cu nepocăiții. Și tu poți să spui, băi, nu le am. Mi-e și rușine, nu le am. Eu spun ce, te duci la un prieten, spui, băi, leșine, eu nu mai iau cina Domnului. Dacă spune și asta interdicție, nu iei masa Domnului dacă nu vorbești la unul despre Hristos, zici, fii atent, mă las să fac probă pe tine. Și îl pui pe ăla nepocăitul și spui, băi, încearcă să fii dur cu mine, eu încerc ceva și tu sabotează-mă, zi-mi chestia aia, păi s-ar putea după ce, sau, poate dacă tot îți țin o predică din asta, tot îmi plic de zici, frate, Ilga, nu mă ieși pe mine odată când faci matare evanghelizare în parc, să văd cum faci. Eu oricum nu fac, nu mă zic, știi? Poate de rușine să vii cu mine. Dacă eu dau cu sâmbă în dreptul tău, frate, faci o piață, adică până la urmă să ne ajutăm unii pe alții și tine rugăm. Știi care e partea frumoasă? Și asta e foarte important. Numele lui Dumnezeu e la mijloc. Dacă ești sincer, o să stai să te întrebi cum de ți-a ieșit? Pentru că zic, băi, am vorbit cuvinte care nu m-am gândit că o să le vorbesc în viața mea. Am avut o atitudine care n-am crezut că o pot avea niciodată. Sau, tu s-ar putea să duci acasă varză și să spui, nu mi-a ieșit nimic. Și să vezi că de acolo a ieșit cea mai faină chestie. Și să spun, cum ai, om? Știi, e tradițională chestia asta că odată nu a venit predicator la biserică. E bine când ajung și ăștia, știi, nu știu, până vremelea sau ceva. Și-o citit un frate, știi, s-o dus unul acolo la... Și-o citit un frate. Eu s-o dus la bun și-o la altălalt. O trăit, atâția ani și-o murit. O trăit, știi, ăștia din biserică, că au murit toți. Bă, avem și noi un prieten la biserică și ăsta singurul citit din Scriptură. O trăit și-o murit, o trăit și-o murit. Și care nici noi nu-l citim. Și ce crezi? S-a pocăit omul. Și a devenit slujitor. Marele evanghelist. Pentru că a spus, eu ca tot rămas. Bă, se moare. Adică dacă tot vei citi de vreo 50 de ori, dar pe aici a murit, o să se moare și mai ales care era întrebare. Dar cred că și frate slujitor ar avea o implicație să investească în tine. Păi tot pe noi, da, ți-am văzut. Dar chiar și Biblia menționează un exemplu. S-a implicat pe Ioan Marcu, un tânăr, Barnaba. Mai înainte, nu era folositor pentru Pavel și a ajuns să certe cu
cu Barnaba și după aia a zis cheamă și pe el. Folositor. Păi când îmbătrânește mai bine mintea la cap? Adică vedeți, uite, tu ai găsit răspunsul la întrebare. Adică pe măsură ce înaintezi în viață, te maturizezi. Toți ne maturizăm, ori așa. Dar ei au răspunsul, nu vor să ne testezi. Da, acum nu am știut de altele de înțele. Ei, ce-o zis, dacă tot ne-o chema până aici să le faci. Adică ei fac așa cu părinții, zice, hai să le facem și noi o seară, faină. Ei sunt fericiți în felul lor și noi ne bucurăm. I-am făcut răspunsurile noastre acasă, da. Da, așa de și o întrebare. Ați amintit la început de creștini autentici. Da. Ce înseamnă pentru dumneavoastră un creștin autentic? Tu crezi că eu folosesc cuvinte care le știu? Deci când vorbesc de creștin autentic, odată știi că Biblia vorbește despre credința adevărată, credința falsă. Așa, unii care se dau faptele, ei se laudă că îl cunosc pe Dumnezeu, dar viața lor îi contrazice. În mintea mea când spun creștin autentic, în niciun caz nu mă gândesc la desăvârșire. Ci mă gândesc la cineva care este născut din nou, are o relație personală cu Dumnezeu la nivelul lui, la nivelul ei. Și cât ține de el, de ea, vrea să se maturizeze și să împlinească voia lui Dumnezeu. Ca să spun așa, eu cred că un creștin autentic poate fi copil în credință, poate fi adolescent în credință, poate fi matur în credință. La un moment dat m-a apucat pe mine... Când am știut că vine anul 2010, am zis, dacă apuc eu să trăiesc anul 2010, cum să-l trăiesc? Și mi-a venit o idee, băi, să-l trăiesc de nota 10. M-am gândit, bă, du-te, bă, de aici, de aici. Deci eu am trecut o leacă prin școală și știu cum e să iei 10, știi, nu-i chiar ușor, nu? Și am zis, bă, cum să trăiești de nota 10? Și am zis, băi, asta sună așa ca rimă, dar lasă tu, întoarce-te la Scriptură, ce zice Dumnezeu? Ce crezi că mi-am amintit din Scriptură? Adică mi-am amintit Duhul Sfânt. O scăpărără, nu trebuie să trăiești de nota 10. Trăiești așa cum zice Domnul Iisus Hristos. Voi fiți, dar, desăvârșiți. După cum și Tatăl vostru. Am zis, nu se poate de 10. Adică mi se părea mult mai simplu. Și atunci, sigur că nu vii în fața oamenilor numai să arunci câte o chestie biblică, fără să te gândești dacă și tu. Și ce mi-am dat seama, și aici o să-mi dați voi răspunsul. Dacă Dumnezeu îi dă unui băiat minte de nota 7 și el trăiește de nota 7, ce notă îi dă Dumnezeu? 10. Păi ce vă pricepeți, da? Dar dacă ție ți-o dat minte de nota 10 și tu o folosești de 9.75? Am înțeles, da? Ai răcit mai nou, tu știi, da? Nu știu cât e, că nu știu cât de tare se supără Dumnezeu că nu folosești potențialul. Și atunci eu am dat că era vremea, am spus oameni buni. Și am știut că biserica știe să răspundă. Am plantat un cireș. Cireșul are 2 ani. Câte cireșe ar trebui să facă un cireș de 2 ani ca să fie plin de cireșe? Zece... 12 cireșe, 20, zice cireșul e plin. Păi, amă, nu pot să, da, dar zice, face 5 cireșe, domne, e plin cireșul, că e atâta, știi? Bun, când cireșul are 50 de ani, ce zic dacă are 5 cireșe? Deci, am înțeles că noi toți putem fi de nota 10, dar la nivelul nostru, în maturizarea noastră cu Dumnezeu, toți putem fi autentici. Dar nu înseamnă că suntem la fel. E bine sau nu e bine? Da. Nu știu dacă e bine, comentați voi, dar am zis și eu ceva. Cine a rămas fără întrebări? Noi. Poate azi vreau să zic, poate dumneavoastră îți întrebă. Ia pune-ne, frate, o întrebare, să vedem, că ești toată ziua printre tineri, așa. Așa, până să te gândești la întrebare, răspunde mie la o întrebare. Fiind acolo, pe la liceu, este nădejde cu generația asta de tineri sau se duce totul pe lupă? Pierderile vor fi foarte mari. Mare de tot. Pentru noi sau pentru ei? Pentru ei, pentru generațiile astea, dar implicit și pentru noi. Sunt triste din punctul acesta de vedere vremurile ce le trăim. Și mă gândesc acum la acești copii de clasa 6, 7, 8. Faptul că îi sortim, îi obligăm efectiv totul să se rezume la tehnologie, asta este un pericol pentru dezvoltarea lor și mentală, și emoțională, și spirituală. Lucru care pe mine puțin mă strânge în spate. Sigur,
Căutăm să venim în întâmpinare cum putem mai bine și pentru cei micuți, că avem de la grădiniță până la casă. Păi mă gândesc cum să faci. Voi știți expresia că i-a făcut ochi dulci? Da. Da? Da. Cum îi faci ochi dulci pe Zoom? Da, scuze. Știu, nu numai expresia, știu da? Efectiv cum e. Asta e pocăit, nu ne băgam chestii de genul, da, pe Zoom, da, pe WhatsApp, da. Întrebare. Care ar fi cea mai mare problemă a voastră cu care vă confruntați la vârsta asta, 18, 20, 22 de ani? Nu a voastră. A generației voastre. A generației voastre. Cred că faptul că de multe ori suntem, am impresia că suntem lăsați singuri. Ideea că de multe ori mă gândesc că pentru noi, generația de vârsta mea, 18-19 ani, vin din alte generații care la rândul lor vin din creștini autentici, oameni care au primit cuvântul lui Dumnezeu situații chiar miraculoase pentru unii. Au crescut cei care au fost bunicii noștri și au transmis mai departe credința și de undeva la un moment dat lucrurile au început să se ducă în jos. Și au ieșit generația dinaintea noastră care ori au trăit o viață de credință superficială și puțini au vrut să îl cunoască mai mult pe Dumnezeu și ei ne-au crescut pe noi, cei care suntem astăzi în zilele noastre. Și de multe ori am impresia că noi trebuie să ne descurcăm mult singuri. În sensul că ori îl cauți tu pe Dumnezeu, pentru că sunt mulți tineri care acasă nu au un sprijin sau un ajutor. Ori trebuie să găsești pe un slujitor care să te ajute în biserică. Ori cineva care să-ți fie mentor, pentru că de multe ori ești lăsat singur. Nu ai backup-ul ăla, nu ai... Băi, acum tot pe noi dai, dar când să-ți cumpăr eu telefon, pantofi, Gucci cu tare? Nu mă refer în sensul ăsta de... Păi nu, dar ori trebuie să mă îngrijesc de asta, ori trebuie să mă îngrijesc de sufletul tău. Pe tine chiar nu te interesează toate minunile astea? Evident, dar atunci îmi pun întrebarea cum înțeleg eu să fac diferența dintre ce e necesar și ce e numai decât ce e urgent și ceea ce trebuie, dar poate păi să... Păi din nefericire faci diferența văzând rezultatul de la mine. Că exact. Eu m-am îngrijit tot de fusta ta și de pantofi care ți-au plăcut la un moment dat. Și acum spui, bă, tată, nu că nu mă bucur de asta, dar m-ai lăsat descoperită în cele mai mari probleme ale vieții, poate căutai un echilibru. Da, și sunt puțin tineri care au sprijinul ăsta familiar. Mă gândeam că de n-ar fi fost părinții mei și n-aș fi avut credința asta și să înțeleg cu adevărat ce înseamnă Dumnezeu și ce înseamnă credința creștină, sunt foarte mulți tineri care, deși vin din familie evanghelice, nu au deloc baza asta. Și în momentul în care ei sunt confruntați cu lumea, exact cum spunea Petronela, în momentul în care ajungi la un moment când îți dai seama că ai rămas singur, te întrebi unde să mergi, unde să cauți. Și deși suntem tineri care căutăm pe Dumnezeu și l-am găsit, asta e un mare har, pentru că, și asta cred că e una din mari probleme ale generației noastre, că puțin încă, pe lângă faptul că se simt și singur, puțin știu și soluția. Să caute pe Dumnezeu. Eu am soluția, știi că eu totdeauna am soluție. Să vă folosească Dumnezeu să ne treziți pe noi. Amin. Adică eu vă întreb tot biblic, știi? Și să știți că nu întreb numai de dragul de a întreba. Acolo spune, pentru tineri, fii o pildă pentru credincioși, nu pentru vagabonți. Da. Știi că noi ne bucurăm că suntem un pic mai buni ca de BDI. Nu spune, pentru cei credincioși. Și am zis la un moment dat, acum adică tu să fii o pildă pentru mine, tata tău sau bunicul? Da. Acum să ne fie rușine dacă nici copiii noștri nu ajung să ne trezească. Și poate că dacă nu, ne treziți și voi. Adică poate la un moment dat căpătați curajul și spuneți, tată, mamă, chiar n-am putea un pic mai serios în relație cu Dumnezeu acum, hai să vedem, că nu o publicăm noi în biserică, dar noi știm ce e acasă. Sau dacă vorbim și de biserică, poate că la un moment dat, da, sună revoluție, dar nu e revoluție, știi? Să
zică tinerii la conducerea bisericii, fraților, nu ne primiți pe noi într-o seară la comitetul bisericii. Aducem noi pizza, gogoși umplute cu tare, avem grijă și de proteza voastră, faceți poși rugăciune, că e bătălie mare, și să vă duceți așa și cu multă înțelepciune să spuneți, oameni buni, cu asta trebuie început, ca la Iisus Hristos. Știu faptele tale, apoi și spui, Doamne, ne bucurăm, sunteți părinții noștri, bunicii noștri, slujitorii noștri și apreciem astea 10 lucruri care le-a spus. Mai avem nevoie de 7. Hai să vedem ce putem face. Că... Ai văzut cum ne întorc înspre voi? Da. E foarte important, de asta am și întrebat, dar mă uit eu în jur de 350-400 de adolescenți, tineri, copii, am în fiecare zi. Dacă nu înțelegi ce este dincolo de ceea ce se vede, problema cu care copilul, tânărul se confruntă, nu-i poți veni în ajutor. De aceea voi trebuie să fiți suficient de vocal, trebuie să vorbiți, trebuie să fiți dispuși, da, să tragi de mânecă pe fratele Viorel și să-i spui, frate, noi avem o problemă. Nu. Voi predicați în fiecare zi, faceți emisiune în fiecare zi, dar totul trece așa pe lângă noi. Nu atinge nimic din problemele noastre. Cred că la asta te referi suficient de mult în ceea ce spui. Dar depinde foarte mult și de voi să verbalizați problemele cu care vă confruntați, pentru că noi nu ne-am confruntat cu aceleași probleme cu care vă confruntați voi. Sunt alte probleme. Plus mai e o chestie, în lumea evanghelică, ghicitorii sunt excluși, știi? Exact. Noi nu putem ghici. Mai dați-ne, mai descoperiți-ne și voi. Oameni, suntem aici, existăm, știi? Da, da. Și ne provoacă în felul ăsta să căutăm soluții pentru problemele care le aveți. Un altă problemă pe care, referitor la întrebarea dumneavoastră, cred că disciplinarea sau de aplicat discipline spirituale în viața noastră ca tineri. Avem tot ce vrem, smartphone, mașină, mergem unde vrem, facem ce vrem, adică e decizia noastră. Suntem în Bucovina, frate, ăștia chiar rau, da? E nevoie de acea renunțare a sinelui, a orgoliului, nu știu, post rugăciune, de a face ce nu vrea. Adică, pur și simplu, să mergem la rădăcină. O transformare a vieții, o smerenie. Tu te auzi ce spui, nu? Vezi că eu încerc din seara asta cu tine. Da, sigur. Adică fac niște programe în cap să mă face asta, dar cumva după aia făceam din formalism, nu, toate astea sub domnia lui Hristos. Băi, Dumnezeu e deasupra, de acolo pornește tot. Dar fii atent ce mi-a spus un tânăr în biserică. Mai figură el așa, știi? Veni sus, frate pastor, nu mai merge cu harul. Nu o să ne dați program de citire a Scripturii. Deci dacă lăsați să citim noi Scriptura când vrem, Doamne, n-am chef, n-am timp, n-am cutare, deci, să vă spun la ce concluzie am ajuns. Am început să citesc fără chef. Și în timp ce am citit, mi-a venit cheful. Și Doamne, prima dată am citit așa că a trebuit să citesc astăzi capitolul. Uh-huh. În timpul ăla Dumnezeu mi-a vorbit cu tare, mi-am propus să fac ceva, o liturghie acolo, ca să zic, am bifat și eu. Și am petrecut mai mult timp decât m-am gândit, uite, și o să nu ne mai lăsați de capul nostru. Bă, ți-a venit un pic mintea la cap, adică te-ai maturizat, da? E bine că ziceți așa, poate ne vine și nouă mintea la cap și mai... Da. Reguli de minim în har, cum sună asta? Sună bine. Tu ziceai cu rugați-vă neîncetat sau cine zice? E, de la rugați-vă neîncetat până la rugați-vă deloc, știi care e diferența? Cât de mare e distanța? Atâtica. Și atunci eu spun așa, în timp ce spui rugați-vă neîncetat, care e regula de minim pentru tine? Și spui, frate Iuga, eu mă voi ruga la timp și ne la timp de câte ori pot așa, dar minim de 2 ori pe zi. Voi citi Biblia cât voi putea, asta poate însemna deloc, sau zici, voi citi Biblia cât voi putea, dar minim voi citi atât zilnic. Asta pentru mine funcționează. Și în general sunt un om ordonat în stil dezordonat. Înțeles cu chestia asta, da, dar nu intrăm în discuție, că atunci e greu să te însori dacă află fetele chestia asta. Da. Încercăm să o dăm. Deci eu mă bucur să aud un tânăr punând problema disciplinării vieții. Mai ales că nu a făcut armata. Da, e clar. Deci să înveți să-ți disciplinezi viața și să crești o generație de adolescenți și tineri disciplinați. Asta este mare lucru. Asta merge ca o maximă. Dacă nu-ți disciplinezi viața, te disciplinează viața pe tine. Și uneori poate intri în
pământ nedisciplinat. Că nu obligatoriu, dacă nu înveți să te disciplinezi, da? O autodisciplină, viața te disciplinează. Bun, autodisciplina e biblică. Exact, exact. Și mai ales Apostolul Pavel întâlnim și îl transmite mai departe și ucenicilor lui. Da? Mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Eu sunt atent la ceea ce fac. Sunt foarte disciplinat. Și apoi tot el spune, ia veniți voi pe urmele mele și o să vedeți cam ce înseamnă să fiu un om disciplinat. Deci eu rămân foarte uimit atunci când văd tineri disciplinați. Pentru că majoritatea sunt nedisciplinați și... Aș recomanda o carte, Discipline spirituale, de Richard. Pentru noi? Da, nu, pentru toți, da, pentru toți tineri care se uită. Da, cum se cheamă cartea? Discipline spirituale, da, Richard Foster. Da, da. Acum noi oricum am depășit timpul, dar nu mai contează că cine a vrut să iasă, a ieșit, cine vrea să ne urmărească, totuși încercând așa încheierea, ce mai aveți pe suflet, așa? Dacă tot am deschis discuțiile scurt la subiect. Tu n-ai spus nimic. Ca să răspundem la întrebarea dumneavoastră și să rămânem tot așa pe traseul slujirii, cred că generației noastre îi lipsește idealul. Nu știu, am impresia că societatea noastră a trecut cumva printr-o prefacere în ce privește generația noastră și nu se mai face armată, nu mai avem, nu ni se mai predică sau nu ni se mai... imprimă în noi dragostea de orice, de țară, de, de familie, de școală. Pur și simplu suntem lăsați așa singuri într-un fel și nu, ni se, nu suntem hrăniți cu lucrurile care până acum poate i-au disciplinat pe cei dinaintea noastră. Și nu mai avem idealuri și poate Dumnezeu e răspunsul la... Noi în școala noastră, și mulțumesc de observația făcută, idealul probabil te referi la niște valori, da, care nu pot fi negociate. Școala noastră se numește... Am face reclamă, știi? Da, da. Da, e ascuns, am înțeles. Da. Natanael este un nume biblic. Ce să mai zic? Sunt 8 litere, 4 vocale, 4 consoane, face... și fiecare din astea, sigur, reprezintă o valoare. Și le repetăm de nenumărate ori, de zeci de ori, ca toată lumea să știe. Acestea sunt lucruri care nu pot fi cumpărate cu bani niciodată, dar sunt cele mai valoroase dintre toate. Da? Nu știu. Și aș face un exercițiu acum. Natanael, ăștia sunt ok? Da, un singur băiat avem, Natanael, fără vicleșug, asta a, dacă practică disciplinele spirituale, da. Eu aș face un exercițiu cu voi, dar timpul este înaintat. Dus, acum da. V-aș, pentru generația voastră, ce ați trece voi în dreptul fiecărei litere? Nu. Ce valoare? Vă trimit un e-mail. Ce valoare? Și așa, T, ce valoare? Care va, sunt, care va fi valorile vieții după care vă ghidați viața? Pentru că e adevărat. Și disciplina. Dacă nu ai niște valori clare pentru care să lupți, refuzi și să lupți. Și că asta e temă de casă cu așa. Ai ceva pe suflet sau putem încheia? Putem. Da, eu aș spune, eu mă bucur de modul în care puneți problemele, adică văd o căutare pentru o viață profundă, o trăire autentică, o trăire și o cunoaștere a lui Dumnezeu și apreciez lucrul acesta foarte frumos, aduce în discuție disciplinele spirituale. Cineva care caută maturitatea, practică în viața lui, dezvoltă aceste discipline spirituale. Vorbim de slujire. Vorbim de, n-a fost binecuvântați pentru a fi o binecuvântare. Noi nu ne suntem suficienți nouă înșine. Spuneai ce ar fi fost dacă eu aș fi fost singur, eu și Dumnezeu, atâta tot și n-ar exista oameni. Așa le-a creat Dumnezeu, să ne investim în ceilalți. Altfel trăiesc o viață egoistă, pentru mine însumi, mă consum. Eu sunt propriul meu Dumnezeu. Dumnezeu așa m-a structurat, să trăiesc pentru ceilalți, binecuvântat pentru a fi o binecuvântare. Și eu mă gândesc un ideal, ce ideal mai înalt poate fi decât să-L aștepți, să aștepți revenirea Domnului Iisus, Cel care a plătit pentru tine, pentru răscumpărarea ta și să grăbești revenirea Domnului Iisus. Cu alte cuvinte, ce ideal mai măreț să
să, decât acesta, misiune. Iar vă băga la muncă. Să duci și acum facem reclamă la să duci Evanghelia până la marginile Pământului. Să duci Evanghelia până la marginile Pământului. Să fie o binecuvântare. Că noi am fost binecuvântați cu daruri spirituale, cu posibilitatea de a practica discipline spirituale. Dumnezeu ne-a dat toate resursele necesare, materiale spirituale de care voiți. Dumnezeu, voi sunteți binecuvântați. Niște oameni binecuvântați. Păi nu uitați că noi am fost binecuvântați pentru a fi o binecuvântare. Dumnezeu n-a investit în noi să ne pună pe raft. Așa, să fim în vitrină, să stăm în vitrină, da, de frumusețe. Dumnezeu ne-a salvat, ne-a mântuit ca să slujim de laudă slavei Lui. Amin, amin. Eu voi fi suficient de smerit să mă mândresc cu lucrul ăsta, nu o să fac reclamă la nimic. Cum încheiem seara? Facem o mulțumire acum? Păi... Suntem onorați să fim... Așa, da, da, da. Mulțumim da, pentru invitație. Da. Nu cred că există un mod corect de încheia orice discuție, dar cred că... Te-ai bucurat să fii cu noi? Pe bune acum. Sincer, m-am bucurat foarte tare. Și dacă îți mai moșnești așa? Mie îmi place foarte mult să discut cu oamenii. Pur și simplu, cred că... De că noi am fi oameni, am înțeles. Nu, în sensul că orice discuție își are valorile și beneficiile ei. Și totdeauna foarte util să vezi lucrurile din ambele perspective ca să-ți poți și măcar înveți să nu fii ca noi, știi? Te rogi Iisuse să nu ajungi la ei. Da, ți-ar fi plăcut dacă seara asta aveam și un ceai aici? Egal, exact. Bun. Înainte de a încheia, ce ne mai da, zici? Eu mulțumesc fiecare dintre voi pentru prezența și mulțumesc lui Miriam că m-a chemat să vin aici. Super. Și... Deci n-ai pierdut timpul nu, chiar, Dădă. Dacă, presupunând că ne-am rugat pentru tine, ce ai vrea să ne auzi rugându-ne? Noi oricum ne rugăm ce vrem noi, da? No. Sincer, mi-ar place ca toți oamenii să-L cunoască pe Dumnezeu cu adevărat, așa cum este Dumnezeu, așa cum se renovează Scriptura. Mm-hmm. Și te-ai bucurat să te folosească Domnul și pe tine să-i ajungi pe unii? Da. Păi, poți să ne rugăm să te folosească. Te așteptăm la școala Caius. Păi, frate, mă înțeleză. Nu-ți dau... Nathanael. O să încerc și eu cu... Să vedem deci, ce scriu în dreptul la fiecare. Final, vreau să vă spun că n-am de făcut reclamă la nimic, fratele. Bun. Deci nu e cazul de reclamă. Nu, dar stai să spun. Ar fi și păcat să fii într-o școală, să fii la un curs și să nu-ți placă. Sigur. Păi zice, domnule, ești directorul școlii, schimbă dacă nu-ți place. Adică spui, domnule, ne sigur, place, nu sigur, suntem desăvârșiți. Zi și tu ceva. A fost o seară binecuvântată în care am putut împărtăși. Păi lasă chestiile astea, zi tu ce trebuie. Experiență cu Dumnezeu și lucrurile astea, cred că ne apropie de Dumnezeu. Ai mai venit la o chestie în asta? Sigur. Da. Mare dacă nu o să ne mai invitați. Dar nu știu dacă te mai chem, stai. Da. Pentru invitație. Dar de unde v-a venit ideea că acum ar trebui cu mulțumiri tu? Da. A lăsat pe cineva așa. Nu, eu cred că ar trebui să mulțumim lui Dumnezeu pentru cei care ne-au primit. Uit de multe ori. Dar știi, nu e un lucru ușor, pentru că oamenii, nici ei nu pricep sărace despre ce-i vorba, știi? Că nici eu nu le spun tot. Eu le spun, băi, ne dați casa pe o zi și apoi trebuie să dispară. Eu trec prin multe când plecăm de aici. Înțelegi, dar... le spun de multe ori să mulțumească celor care ne filmează, celor care editează, celor care pun ca să ajungem acolo noi. În spatele camerelor există mult, care se roagă. Da, celor care se roagă și ne susține rugăciune și le spun una, dacă vreți să încercați voi să fiți o binecuvântare, chemați-ne. Acum mă gândeam în timp ce voi ziceați de slujire, oare în seara aceasta am slujit pe cineva? Sunt mai mult decât sigur că am făcut asta. Eu vreau să vă spun că voi m-ați slujit pe mine. Deci tu de altora, asta vreau să spun. Da, da. Și sper că cei care ne-au văzut, mă rog că am avut călăuzirea necesară să abordăm subiecte care ar fi răspuns întrebări la unor care ne-au primit. Da, doar dacă atâta le folosește. Exact. Dumnezeu să fie slăvit. Da. Și o altă emisiune folosește altcuiva. Știi ce m-aș bucura? Poate din unii dintre voi și să bă, chestia asta care o face Moșu Iuga, de ce nu facem noi? Pentru că și dacă vorbim de media creștină, cine s-o facă dacă nu noi? Dar nu așteptăm să vină, nu vreau să dau niște nume, să le mai fac și reclamă, știi? O să vină ei cu toate valorile anticreștine să ne promoveze pe noi.
Și atunci poate ai tu o idee în minte, bă, o chestie din asta care m-ar ajuta și pe mine, hai să vedem cum o putem face. Eu vorbesc chiar realist, să vă spun de ce. Sunteți o generație care cu telefoanele voastre, nu vă trebuie nimic altceva, cu telefoanele voastre faceți o televiziune mai tare decât făceau ăia cu minunile alea, nici nu știu cum se le numesc, cu tancurile alea, știi? Și atunci gândiți împreună ce am putea face, nu știu, pentru tineri, pentru bătrâni, pentru asta. Chiar unii tineri se implică și avem la Vicov care se implică media. Deci a sosit tineri, yes, am înțeles. Da, este tineri care se implică în media. Ești de pe acolo, pe la Vicov cumva? Da. Am avut Nathanael, Cairo, acum avem misiunea în Bucovina. Pe bune, mai aveți ceva pe inimă, dintr-un grup, vreun cor, vreun ceva, dragilor. Acum nu știu dacă cineva ne ascultă, dar sunt sigur că părinții copiilor care au fost aici s-au uitat. Și dacă n-a știut că au venit, acum o să aflați că au fost aici, așteptați să vă uitați. Vai, fata mea, ce-o fi zis, fata, nu mi-ai spus toate cealaltă. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru astfel de tine. Știu că nu sunt perfecți. Și vă spun și un motiv, că sunt ai voștri. Că dacă n-am trăit cu voi, poate ar fi perfect. Dar acum, și dacă erau perfecți până acum, când ne-au întâlnit pe noi trei seara asta, se ducea perfecțiunea. Dar mă bucur că ei chiar au. Chiar au idealuri înalte și noi ne rugăm ca Dumnezeu să-i folosească. Amin. Nu mâine, să-i folosească astăzi, mâine și în fiecare zi. Vă repet, părinților, prețuiți-vă copiii. Și îndrăzniți să le spuneți din când în când că iubiți, că îi apreciați, că sunteți mulțumitori lui Dumnezeu pentru ei. Unii poate chiar ar trebui să le spuneți, fată dragă, prințul meu, nu știu cum le mai spuneți așa, să știi că ești un rezultat al rugăciunilor, te-am dorit, am stat înaintea lui Dumnezeu pentru tine, ne rugăm. Nu știm întotdeauna să ne exprimăm sentimentele, dar chiar vă iubim și vrem să fiți o binecuvântare pentru mulți și pentru noi. Cei care sunteți necăsătoriți, frați și surori, este nădejde în Dumnezeu. Vă dau varianta scurtă. Dumnezeu care a avut milă de noi, va avea milă și de voi. Amin. Am ieșit dintr-o biserică, asta e o chestie clasică, am ieșit dintr-o biserică, am văzut un grup de fete, să mă bag și eu în seamă și vă zic, fetelor, nu sunteți supărate, că Dumnezeu încă mai are băieți buni, știi? A rămas blocat așa, uscă, unde? Zic, în turma lui. Acolo sunt băieții buni, în turma Domnului Iisus Hristos. Amin. La care una mai sinceze și zice, unde-i ține totuși? A, zic, asta numai cu Domnul Iisus, trebuie să vezi că în turma Domnului mai sunt și bărbăcuții din aia, știi, care așa? Dar Domnul Iisus știe pe toți, cu mână, în turma lui Hristos, cu păstorul de mână. Așa se caută slujirea, așa se caută soțul, așa se caută soția și cu răbdare, da? Dacă unii ați nimerit pe aici și sunteți copii de pocăință, încă n-aveți voi nicio treabă cu pocăința. Noi nu ne repetăm pentru că ne plătește cineva. Noi am fost acolo, știm ce înseamnă o viață duplicitară, nu ești nici cu Dumnezeu, nici cu lumea. Cu cât vă împăcați mai repede cu Dumnezeu, cu atât mai bine. Oricum, de pocăință nu scăpați. Ascultați-mă, ori vă pocăiți aici, ori vă pocăiți în iad. Diferența? Ne pocăim aici, ne folosește, vă pocăiți în iad, vă pocăiți veșnic, nu vă folosește la nimic. Mai bine varianta scurtă, folositoare și toate celelalte. Și dacă ne-am împăcat cu Hristos și suntem, haideți să ne gândim la acea viață din belșug pe care o promite Hristos. Într-o lume care poate fi în criză, Hristos nu este în criză, rămâne Domn, Stăpân, ne iubește, numele Lui să fie binecuvântat. Am o rugăminte, frate, fără să menționăm Kairos, putem face o rugăciune pentru generația tânără. Și mai am o rugăminte. O rugăciune scurtă pentru noi slujitori, pentru părinți. Să ne ajute Domnul măcar pe ultima sută de metri, dacă mai putem îndrepta ceva, dacă mai putem face ceva. Amin. Ca sfârșitul alergării noastre poate să fie un model și o încurajare pentru ei. Nu ne ridicăm ca să nu mai zăpăcim microfoane, să nu ieșim din cadru și toate celelalte. Ne rugăm pentru, ne rugăm și am încheiat cu rugăciunea, mulțumim Domnului și vouă pentru tot. Mulțumim, Doamne, pentru seara aceasta. Amin. Mulțumim, Doamne, că ai oferit prilejul să fim împreună. Da, da. Mulțumim, Doamne, că din oameni nevrednici, Tu ne-ai făcut vrednici, prin sângele Domnului Iisus Hristos. Doamne, mulțumim că îți putem fi folositori. Amin. Și, Doamne, mulțumim că lucrul acesta prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Doamne, încredințăm pe tinerii cu care am împărtășit acest timp în seara aceasta
în brațele tale. Vreau amin. Să îi binecuvintezi. Mulțumim, Doamne, amin. Pentru ziua cercetării din viața lor. Glorie mulțumim ție, că prin Duhul Tău cel Sfânt i-ai cercetat. Amin. Și, Doamne, mulțumim că ai adus transformare în viața lor, înnoire, amin. Spălarea nașterii din amin. Nou. Și, Doamne, mulțumim pentru viața aceasta de transformare la care suntem și noi martori. Și, Doamne, mulțumim așa de mult că lucrezi sfințire în viețile lor. Spune această dorință curată să crească în relația cu tine, să amin, se apropie amin. Mai mult de tine, să te cunoască mai mult amin. Pe tine. Așa. Și, Doamne, în vremurile acestea tulburi, în vremurile acestea atipice, Doamne, te rugăm să le descoperi lucrările la care i-ai chemat. Amin. Și te rugăm, Doamne, în vremurile acestea, Doamne, ajută-i să-și pună talanții în negoț. Amin. Ajută-i, Doamne, amin. Să nu trăiască pentru lumea aceasta, să nu-și risipească viața. Și, Doamne, dorim să fie o viață frumoasă, amin. Trăită pentru slava numelui Tău. Mulțumim că ne asculți și îți mulțumim în numele Domnului Iisus. Amin. 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 Doamne Iisuse, îți mulțumim că și în generația noastră ai lucrat. Glorie ție, Doamne. Ne-ai chemat la Tine și amin. Ai pus atâtea valori în noi. Amin. Mulțumim pentru generația tânără. Slavă ție, Doamne. Mulțumim pentru provocările pe care le au în față și din toată inima te rugăm, ajută-ne pe noi din generația mai în vârstă să le fim de folos. Amin. Binecuvintează, te rugăm toți părinți. Amin. Acestor amin. Tineri și acelor din generație. Amin. 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 Doamne, dă-le, te rog, înțelepciunea de sus. Te rog, Doamne, tuturor. Și mai ales dă-le ochii deschiși ca să vadă problemele cu care se confruntă amin. Copiii lor. Și să vină cu soluții din Sfânta Scriptură în întâmpinarea lor, te rog, în așa fel ca să le fie de folos și generațiile acestea să nu se piardă. Amin. Binecuvintează, Doamne, te rugăm pe toți slujitorii, amin, pe toți cei care cu dedicare, cu sinceritate te slujesc pe Tine și dorim așa de mult, Doamne, ca împreună generația aceasta tânără și generația mai în vârstă să ne întoarcem inima unii către alții amin. Și în felul acesta să grăbim venirea Ta. Amin. Doamne, mulțumim pentru seara aceasta slavție. Și pentru faptul că vei face o binecuvântare amin. Pentru mulți amin. Această slujire. Amin. Ne închinăm cu întreaga noastră ființă în numele prețios al Domnului Iisus. Amin. Amin.